Pe săptămâna viitoare, Cătălin Ștefănescu vă așteaptă de la ora 19 de luni până joi cu o nouă emisiune. Adevărul a devenit din ce în ce mai greu de identificat. Mult zgomot de fond, multă manipulare, din ce în ce mai multă lume a început să strige în loc să vorbească. E loc sub soare pentru toți. Dar televiziunea publică are datoria de a prezenta lucrurile așa cum sunt. Vă aștept în fiecare seară, de la ora 19, pe TVR1, la o întâlnire cu oameni echilibrați care știu ce spun. Dincolo de alb și negru. O discuție care nu ne separă în tabere, deși putem avea păreri diferite. Dincolo de alb și negru, de luni până miercuri, la 7 seara, pe TVR1. Cătălin Ștefănescu e cu noi în platou. Bună seara, Cătălin. Bună seara, Ramona. Bine ai venit în prime time. Da, mulțumesc. Eram obișnuiți cu tine, cu întâlnirile de la Garantat 100%, un pic mai târziu. Așa eram obișnuit și eu. Și ce te-a determinat să faci această schimbare? Uite, între timp s-a întâmplat ceva. Cred că e vorba despre o formă de îndrăzneală, o formă de curaj, o formă de asumare a principalului canal al televiziunii publice. Adică e un pariu al TVR1 care încearcă să facă în intervalul ăsta. Trebuie să spunem înainte de toate că la un moment dat, în curând, se va deschide și TVR Info. Și că o să ne vedem și acolo, pentru că emisiunea Dincolo de alb și negru se va difuza în simulcast și pe TVR1 și pe TVR Info. Și n-aș fi așa sigur, așa cum ai fost tu sigur, că e ultima dată când te vezi aici cu publicul ăsta, n-aș fi așa de sigur. Dar, să mergem mai departe. E un pariu foarte interesant și foarte curajos, de altfel. Un pariu în care TVR1, și acum personific TVR1, crede că chiar e cazul să ne facem datoria de televiziune publică și pe intervalul respectiv, câtă vreme e vorba despre știri care te bagă într-un fel în priză pe celelalte canale, îți creează o anumită stare. Acum, dincolo de orice formă de respect firesc, de apreciere pentru toți colegii noștri de la toate televiziunile, e suficient să te uiți în jur și să vorbești cu foarte multă lume. Multă lume îți va spune, după ce văd știrile, în general, am o stare de agitație. Nu mă mai simt bine. E multă lume care spune, nu mă mai uit la știri, deși oamenii se uită la știri de adevăratele. Ce propunem noi în spațiul respectiv e, în primul rând, o întâlnire cu oameni pe care nu-i vezi în fiecare zi la toate televiziunile, o întâlnire cu oameni care știu ce spun, oameni foarte buni în meseriile lor, oameni de la care avem lucruri de învățat și care ne ajută și pe noi ăștia care facem emisiunea și pe cei care se vor uita, sper, la noi, să gândim cu propriile noastre minți, să nu înghițim gânduri gata făcute, gata fabricate, ci să ne gândim cu mințile noastre. E un pariu extrem de curajos. E ceva care face parte din definiția intrinsecă a televiziunii publice. Probabil că nu o să ne obișnuim repede cu proiectul ăsta. Nici noi ăștia care îl facem, nici cei care îl vor urmări. Dar el este un proiect de televiziune publică. E o întâlnire așa cum trebuie să facă televiziunea publică în relație cu telespectatorii ei. E o muncă de echipă și trebuie să spun lucrul ăsta, trebuie să le mulțumesc colegilor mei, pentru că una era la Garantat 100% atunci când aveam timp să lucrez vreme de o săptămână, de la o duminică la alta, și cu totul e altceva acum în fiecare zi. Însă eu sper, unu, că lumea nu va adormi în ora asta, că o să fie interesată de ceea ce discutăm, că o să descopere un alt ton, o altă tonalitate, o altfel de limbă română, aia pe care postul public ar trebui să o cultive iarăși prin esența postului public de televiziune, și mai mult decât atât, ceva demn de luat în seamă. Toată lumea cere alternativă la zgomotul din jur. Încercăm să oferim o alternativă. Unde vei căuta acești oameni? Sunt sigură că ei există, dar... Oamenii ăștia sunt peste tot. Sunt oameni pe care îi băgăm mai puțin în seamă, pentru că... În general, spunem că vrem să ne întâlnim cu compatrioții de care suntem mândri, dar atunci când ies să ne întâlnim cu ei la televiziune, preferăm într-un mod absolut firesc, nu e nimeni de acuzat din punctul ăsta de vedere, preferăm în general întâlnirile mai ușoare, întâlnirile care
ne lasă în urmă cu o stare de comoditate mai pronunțată, ca să zic așa. Cineva care vine și ne spune, oameni buni, poate că am greșit că gândim așa până în momentul ăsta, poate că ar fi fost mai bine să, poate că o să fie mai bine de aici încolo dacă ne gândim așa, hai să analizăm împreună lucrul ăsta, hai după ce ne spunem la revedere să ne gândim la ce am discutat în seara asta. Cu oamenii ăștia nu îți face plăcere întotdeauna să te întâlnești, adică îți face plăcere, dar nu e foarte comod. Îi găsim în știință și cercetare, îi găsim în teatre și pe platourile de filmare, în sălile de sport, pe șantiere, în birourile de cercetare, îi găsim absolut peste tot, în redacții de televiziune. Abia aștept să îi văd și la televizor și asta e un exemplu de cum decurge o emisiune zilnică, trebuie să ne oprim. Și în lumea de afaceri, să nu uit să zic. Mulțumesc mult, Cătălin Ștefănescu. Nu uitați, doamnelor și domnilor, o nouă emisiune la TVR1 de săptămâna viitoare, Dincolo de alb și negru, vă veți întâlni cu Cătălin Ștefănescu. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit în această seară. La revedere!